Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit, în cadrul emisiunii abordăm cele mai stringente probleme care se confruntă întreaga societate. Pentru ziua de astăzi ne-am propus să discutăm despre patriotism și elementele ce rezidă din acest lucru. Mai multe aspecte vom afla de la Dumitru Roibu, președintele Asociației Obștești Urmașii lui Ștefan. Bună seara! Bună seara! Și Dorin Ciurea, activist civic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Roibu, haideți să explicăm ce înseamnă patriotism, cum trebuie să fie înțeles. Patriotismul, în viziunea mea, este o stare care nu poate fi dată un calificativ dacă întrunești câteva condiții, neapărat ești patriot. Și oamenii simt diferit patriotismul. Asta înseamnă, în primul rând, să îți iubești locul, stila locul în care te-ai născut, să îți iubești țara și să-i dorești tot ce este mai bine pentru această țară, astfel încât toți oamenii să aibă de câștigat. Eu cunosc în țara noastră oameni care sunt patrioți ai altor țări. Sunt patrioți altor țări, îi doresc tot binele pentru aceste țări, iar dorind și acest bine pentru țările lor, care le consideră patrie, mamă sau unde se regăsesc, braț sau nu știu cum, da, ei, iată, vrând bine acestor țări, ei doresc rău Republicii Moldova. Spre exemplu, am să vă spun că cunosc unii jurnaliști din țara noastră sau persoane care spun că dacă ar vrea ca în momentul actual Uniunea Europeană să anuleze regimul liberalizat de viză, ca țării noastre să fie cât mai rău și atunci, la sigur, moldovenii vor fugi și vor cere unire. Un exemplu minuscul. Păi patriotismul înseamnă să dorești bine absolut tuturor celor care te înconjoară, indiferent de viziunilor politice, de vectori geopolitici pentru care optează. Patriotismul înseamnă să ții la valorile și la tradițiile noastre strămoșești, să respecti Constituția și valorile noastre constituționale de bază, cum este independența și suveranitatea. Dar nu credeți că cei mai mulți dintre concetățenii noștri își manifestă acest spirit de patriotism doar în discuție la bucătărie și atunci așa foarte pretențios în raport cu ceilalți din jur? Bun, noi putem acum să criticăm puțin sistemul educațional sau alte elemente care șchepătează destul de serios la acest capitol, nu prin faptul că nu promovează patriotismul, ci prin faptul că promovează un patriotism străin, în genere promovează sistemul nostru educațional, un naționalism ieftin românesc care nu are nicio treabă cu realitățile din Republica Moldova, cu trecutul nostru și cu viitorul nostru. Dar eu sunt sigur că în țara noastră sunt destui patrioți, oameni care în ceasurile grele ale țării noastre vor face tot posibilul ca țara noastră să existe, ca ea să prospere și anume pe ei și trebuie să ne bazăm. Domnule Ciurea, de unde începe educația patriotică? Educația patriotică eu consider că în primul rând începe de acasă. Și cum a zis și colegul meu Dumitru, eu consider patriotismul o stare interioară, sufletească. Adică unii te simți tu liber, confortabil, acolo îți este patria. Adică nu este necesar, nu știu, să te afli undeva departe. Dacă te simți confortabil la tine acasă, înseamnă că aici ți-ai locul și aici trebuie să te manifeste activ și să fii patriot în tot felul înțelesului acestui. Dar nu ești privit oarecum straniu atunci când în raport cu ceilalți încerci a vorbi despre patriotism? Iată cu semenii dumneavoastră atunci când abordați anumite subiecte, cum percepe noțiunea de patriotism? Pentru că deseori efectul bumerangului constă în faptul ce ne oferă țara sau ce ne oferă acele valori pe care încercăm noi să le protejăm. Da, este o problemă la moment în sistemul educațional. Noi cunoaștem foarte bine că în instituțiile de învățământ preșcolare, postuniversitare, universitare, se promovează o politică, hai să spunem, antistatală și istoria altui stat, dar nu valorile și tradițiile noastre moldovenești care noi tindem la ele și considerăm că ele trebuie să fie peste tot. Da, domnul Roibu, vă rog. Eu cred că atunci când noi abordăm tematica de patriotism, în genere, nu țin minte cine, dar spunea că atunci când un stat începe să promoveze patriotism, statul respectiv are probleme. Țara noastră tot are probleme la capitolul dat. Patriotismul care noi îl promovăm sau care eu personal mă străduiesc să-l abordez, asta nu este, haideți să vorbim dimineața în seara despre culorile drapelului sau despre semnificația imnului sau... Dar asta înseamnă și locul pe care eu mie mi-l-am determinat în societate, asta înseamnă ceea cu ce eu vreau să mă ocup, asta înseamnă dedicația mea și activismul meu civic pentru rezolvarea anumitor probleme, fără ca eu să am profit din asta sau fără ca eu să obțin beneficii în urmă. Domnule Roibu, da, să ajungem în cadrul sistemului educațional, pentru că a fost astăzi pronunțată această sintagmă. Cum vedeți starea de lucruri acolo?
Pentru că am avut mai multe ciocniri, mai multe probleme abordate în domeniul respectiv, am să spun câteva lucruri. În Republica Moldova, noi, elevii din țara noastră, studiază o istorie etnocentristă și care nu are nicio legătură, am spus anterior, nici cu realitățile istorice, nici cu viitorul țării noastre. Copiii noștri sunt educați că ei sunt o parte a unui mai mare întreg, cum ar fi neamul românesc și noi atât suntem în afara lui și toate problemele și greutățile noastre din cauza că noi nu suntem împreună cu ei în aceleași frontiere. În școlile și universitățile și liceele din Republica Moldova și alte tipuri de instituții nu este deloc salutată opinia proprie. Eu am să vă spun din mai multe exemple, atunci când un profesor dă replică, dar ce te interesează pe tine asta, pe tine n-ar trebui să te intereseze, asta înseamnă, este o abordare că cu cât mai incult ești sau mai puțin citit, cu atât mai util și bravo tu ești pentru sistemul nostru educațional. Nu se văd anumiți pași de a ajuta copiii în, de exemplu, determinarea lor profesională sau ce să facă ei după ce vor absolvi studiile. Sistemul educațional privește tinerii ca pe un factor de care ei sunt responsabili doar atâta timp cât ei sunt în școală. Și nu se văd profesorii și nici Ministerul Educației responsabili de ingineri, de întregul proces de formare a lui profesională, ce va fi cu el mai departe, unii se va regăsi și așa mai departe. Sunt o sumedenie de probleme. Domnule Roibu, dumneavoastră, dacă nu mă înșel în memoria, acum câteva zile plasați pe o rețea de socializare un caz din cadrul unei instituții de învățământ atunci când era promovat un alt lider politic care nu aparținea Republicii Moldova și care punea sub semnul întrebării statalitatea noastră. Problema în liceu dată era nu că îi promova un alt lider, era în general că îi promovează vreun lider politic. Eu am fost informat la o anumită etapă când școala, în liceul respectiv, este vorba despre un liceu din Durlești. Haideți ca să nu înconjurăm, să înțeleagă cetățenii. Era plasat un afișaj electoral cu chemarea la o întâlnire cu Traian Băsescu. Eu am așteptat o zi să înțeleg dacă asta este o acțiune bine gândită de administrația liceului sau cineva binevol a pus-o, după care ea urmează să fie scoasă. Pentru că eu cunosc, conform codului educației, este interzis în școli să împlăsez materiale electorale. Da, și nu poți să faci politică și propagandă politică în școală. Atunci când eu am văzut că două zi deja acest placat, totuși este acest afișaj, este amplasat pe ușa principală de intrare în liceu, am mers la liceu, am fost la directoare și am rugat-o frumos să scoată acest placat, încât asta este o ilegalitate și asta nu corespunde cu codul educației și nici cu codul deontologic a cadrului didactic, care spune că profesorii trebuie să fie maximal neutri și să nu își impună nici într-un mod cumva punctele lor de vedere și simpatiile lor politice. La care am auzit replică de la directoare că acest placat a fost instalat de către părinți cu acordul meu și că dumneavoastră inginer este membru Partidului Democrat și ea într-un fel nu va scoate acel placat pentru că eu nu sunt mare autoritate pentru dumneavoastră ca ea să facă lucrul respectiv. A doua zi este adevărat că acel placat deja lipsea, dar trebuie să țină cont că pe acel placat era denumirea partidului, era numele liderului, era chemarea la întâlnire. Eu pun întrebarea, care e rostul să chemăm, să punem într-o școală chemarea la o întâlnire electorală, dar copiii nu au 18 ani? O spuneți pentru părinți și cadre didactice? Păi atunci, foarte clar, codul electoral prevede că se pot întâlni candidații doar cu cadrele didactice în cadrul unor anumite ore, în timpul de după ore. În afara orelor și nu este necesar ele să fie amplasate pe ușă. În cazul dat era vorba despre propagandă politică în rândul copiilor. Da, domnul Ciurea, noi practic de 26-27 de ani asistăm la o discuție sterilă axată pe identitatea națională. Pornind de la acest lucru, ajungem să discutăm despre faptul că, spre exemplu, iată, peste câteva zile avem 9 mai. O parte din societate sărbătoresc Ziua Victoriei, o altă parte sărbătoresc Ziua Europei. Până la urmă, aceste diferențe, această dizbinare din membrii societății conduce la crearea unui haos și o incertitudine pentru tânăra generație. Ori asta încercam să discutăm și să ne axăm pe aceste aspecte un pic mai devreme. Da, într-adevăr, este un subiect foarte sensibil cu 9 mai. Eu consider că este o problemă creată artificial de către, putem noi să spunem așa, de către majoritatea liderilor politici care, într-adevăr, își au scopul de a selecta sau, de altfel spus, de a-și îngriji bobocei. Cineva sărbătorește 9 mai, cineva 9 mai, dar adică Ziua Victoriei. Dar eu personal consider că 9 mai este Ziua Victoriei în care fiecare cetățean care înțelege și conștientizează că eu știu, strămoșii noștri, bunii, străbunii care s-au sacrificat viața sau care
au fost pe câmpul de lupte, și-au dat viața pentru ca noi să avem posibilitatea acum să ne simțim liberi și să activăm așa cum noi suntem. Dar acest haos este oarecum pe placul unor lideri politici, și îndrăzniți să vă întreb, sau de unde este generată această incertitudine? Este, eu socot că ideea în general este foarte simplă. Cine plătește, așa și facem. De obicei noi cunoaștem că Partidul Democrat de 9 mai întotdeauna sărbătoresc Ziua Europei, făcând fel de fel de manifestații în Piața Mare Adunării Naționale și blocând, hai să spunem așa, adesea ori manifestațiile altor lideri politici sau altor partide, da, care își dau, să spunem așa, opinia în raport cu ceea ce se întâmplă. Da. Domnule Roibu, pasivitatea, ziceam, este convenabilă cui? Pasivitatea socială, veți zice? Da. Eu am vrut să fac o remarcă referitor la 9 mai, după care neapărat mă referi și la asta. Vreau să spun de fapt că 9 mai și această bătălie, este Ziua Europei sau este Ziua Victoriei, este de fapt o luptă ideologică între doi poli. La moment, Partidul Socialiștilor pedalează pe ideea că noi trebuie să avem un 9 mai ca Ziua Victoriei, pentru că noi am fost parte la acea țară care a învins fascismul, nu a câștigat un simplu război, ci a învins fascismul și această victorie a dat posibilitate ca Europa și lumea întreagă să treacă la o nouă etapă în evoluția sa. De exemplu, noi am scăpat de colonie, am trecut la o nouă etapă de dezvoltare a relațiilor internaționale și așa mai departe. Iar Partidul Democrat și, de asemenea, și extrema dreaptă pedalează pe ideea că 9 mai este exclusiv Ziua Europei. Noi, în legătură cu Marele Război pentru Apărare Patriei, am fost acolo perdanți, pentru că noi am fost ocupați de Uniunea Sovietică și așa mai departe, că bunii noștri au fost incluși forțat în armată și au luptat și alte argumente de acest gen. Păi iată, în viziunea mea, noi n-ar trebui tare să ne complicăm și să înțelegem că, de fapt, 9 mai ca și Ziua Europei nu este nimic altceva decât consecința la 9 mai ca Ziua Victoriei. Iată, doar noi când mergem la o zi de naștere, felicităm cineva din colegii noștri, da, noi în primul rând felicităm și părinții pentru că au dat viața acestui copil. Păi iată, ca cetățenii noștri să înțeleagă și să ajungă la un consens, trebuie să accepte ideea că 9 mai Ziua Europei și ca sărbătoare oficială a fost declarată mai târziu, decât 9 mai Ziua Victoriei. Și dacă nu era 9 mai Ziua Victoriei în 45, nu mai era nici 9 mai în 51, când a fost stabilită Ziua Europei ca sărbătoare pan-europeană. Acum ceea ce sunt de pasivitate. Noi în Republica Moldova, dacă o să vă aduceți aminte apropo discursul domnului Filat atunci când a fost arestat din sala Parlamentului, el a vorbit foarte bine despre killeri morali. Noi în Republica Moldova avem centri, organizații, partide, oameni, specialiști care se ocupă cu derutarea, cu demoralizarea, cu debusolarea oamenilor din țara noastră, mai cu seama celor care vor ceva să facă și care vin și se expun. Atunci când găsiți un lider sau un om care vrea ceva să facă, vine și se expune o poziție și prin asta adună oamenii în jurul său, atunci foarte repede intervin anumite instrumente care distrug imaginea, care distrug viața personală a acestei persoane și ca rezultat oamenii rămân fără lideri. Dar rămânând fără lideri, ei merg prin inerție, anume aceasta și se dorește la moment în societatea noastră ca să nu fie anumiți lideri, ca să nu fie o bătălie democratică între ideile politice și între ideologii și între partide, dar să fie o luptă mimată în care să aibă de câștigat Partidul Democrat. Asta este viziunea aici mea. Aici vreau să intervin cu o întrebare. Spuneți-mi, vă rog, se obțin dividende politice de pe această dezbinare, pe marginea acest ce se numește patriotism, unificare, sărbători naționale? Nu, cu siguranță în ceea ce sunt despre unire, reunire, patriotismul ăsta agresiv și extremist pe care eu îl văd în societatea noastră, el neapărat aduce dividende. Iată, eu am să vă dau un exemplu. Constantin Codreanu, care este actualmente deputat în România și candidează la funcție de primar din partea partidului Șalaru, el a fost o perioadă foarte lungă de timp un lider așa numit din societatea civilă, care de fapt se ocupa cu aceea că el primea granturile de România, le redistribuia mai departe și el dezvolta masa aceasta de unioniști în Republica Moldova, care mai apoi să-l voteze pe el la funcție de deputat. Mai sunt și alte organizații de gen Tinerii Moldovei sau ODIP. Eu știu că liderul la ODIP s-a visat deputat în 2018, acum ceva s-a întâmplat și el spune că va deveni deputat mai târziu, nu, cu siguranță nu în 2018. Tinerii Moldovei peste tot sunt în fotografii și în acțiuni comune cu Partidul Unității Naționale. Intenționat să folosește această temă pentru a crea cât mai mulți unioniști care ulterior să-i voteze pe ei. Ceea ce ține de
de patriotismul sănătos și benefic Republicii Moldova și poporul nostru în general. Aici vreau să mă opresc la câteva acțiuni. Sunt plăcut surprins de ultimele acțiuni pe care le-a realizat președintele, pe cum este în trei episoade Istoria Moldovei. Este un film într-adevăr bun, care scapă de ideologie, de politică și de tot și doar arată adevărul nostru. Oamenii, apropo, descoperă acolo multe detalii despre trecutul nostru, care îi schimbă concepția și percepția noastră. Dar în general, și mai este încă anul lui Ștefan cel Mare, care este un an care, dacă nu mă greșesc, vreo 70 de acțiuni prevăzute. Și el este în derulare, da, este un an foarte bun gândit ca să crească cultura patriotismului în țara noastră. Dar în general, dacă ne vom referi la alți actori și partide, nu prea vedem asemenea. Să aflăm și punctul de vedere a domnului Ciurea. Eu vreau să vă întreb, iată, la 27 aprilie am sărbătorit Ziua Drapelului. Mai avem, poate în acest ciclu de sărbători naționale, am mai adăugat Ziua Independenței și așa mai departe, care, poziția mea subiectivă, nu sunt atât de mediatizate, nu sunt la fel de pline ca și acțiuni. De ce? Participăm la acest paradox. Pe de o parte, vorbim despre niște sărbători la care cu adevărat ar trebui să luăm parte. Pe de altă parte, ni se propune și ni se impune, mai bine zis, o serie de pseudo-sărbători. Da, într-adevăr, eu consider că sărbătorile date nu sunt mediatizate sau nu au, să spunem așa, un motou atrăgător care fascinează sau capturează imaginea asupra acestor întrebări și poate chiar și lipsa istorică, dacă să luăm așa din punct de vedere, a drapelului. Deoarece noi cunoaștem că drapelul actual al Republicii Moldova este similar cu cel al României. Și mi se pare că el la baza lui nu își are o istorie bine fixată. Și am înțeles că în ultimul timp președintele Republicii Moldova a propus ca flagul istoric să devie din nou flag, spunem așa, drapelul Ștefan cel Mare la nivel oficial al Republicii Moldova. Da, atunci când vorbim, iată, despre aceste sărbători, nu putem trece cu vedere. Astăzi este sărbătoarea de 1 mai, până la urmă, în dimineața acestei zile, am asistat și la un marș. Este straniu, cel puțin din prisma cetățenilor Republicii Moldova, că doar un partid a fost cel care a generat și a participat. Ceilalți, fie că nu s-au grăbit să dea o notă, fie că s-au grăbit să dea această notă prin intermediul rețelelor de socializare și nici de cum să iasă în stradă alături de mulțime și să-și expună acel punct de vedere. Da. Multe persoane de la noi care se consideră, așa să spunem, inteligența și elita, la noi chiar persistă lucrul ăsta, nu cunosc chiar istoria la propriu. Consider că 1 mai este o sărbătoare, spunem așa, veche, socialistă, încă din Uniunea Sovietică. Dar nu toți cunosc că însăși 1 mai este o sărbătoare a muncitorului în care au avut de suferit mulți oameni în 1889, de la mitingul din Chicago, când s-a cerut reducerea orelor de muncă. Și deja în 1951, Organizația Internațională Socialistă, care încadrează peste 143 de partide cu diferite ideologii și viziuni politice, acceptă și agrează această sărbătoare. Și nu rămâne decât lumea să se informeze, chiar și liderii politici, să înțeleagă că este o sărbătoare comună pentru toți muncitorii de rând. Nu, domnule Roy, ce punct de vedere împărtășiți? Partidele de dreapta niciodată nu vor ieși să sărbătorească ziua din 1 mai, pentru că aceasta, cu siguranță, nu este sărbătoarea lor. Nici din punct de vedere ideologic, pentru că astea sunt partidele care susțin liberalismul și care nu au nicio treabă cu socialismul și cu drepturile muncitorilor și așa mai departe. Ei e un alt grup țint. Pe de altă parte, în Republica Moldova avem câteva partide care se poziționează fiind de stânga, chiar și Partidul Democrat de centru stânga se poziționează, dar partide gen Șor, care au demonstrat că se poate nu știu ce, Partidul Comuniștilor, nu au realizat nici o acțiune pentru a expune doleanțele muncitorilor din Republica Moldova. Dar până la urmă este o zi liberă. Este o zi liberă, oamenii se bucură de fiecare dată. Iată, în campaniile electorale desuri auzeam atunci când veneau unii lideri prin sate și împărțeau unii lideri, asta mă refer din Alianța de Integrare Europeană încă câțiva ani în urmă, când ei veneau și împărțeau daruri prin sate ca oamenii să voteze, că oamenii spuneau bem și mâncăm și votăm pe cine vrem. La 1 mai oamenii nu neapărat vor să iasă să sărbătorească sau să-și manifeste drepturile, ei se bucură de încă o zi liberă pe care pot să o aibă și
să petreacă așa cum ei doresc, cum o posedia de cuvinte. Dar pentru mine este straniu de ce n-a ieșit, de exemplu, Partidul Comuniștilor, care a fost un partid de guvernământ și un partid mare și acum se poziționează că ei sunt destul de puteri. De ce ceea ce spuneți dumneavoastră, cuvântul cheie este a fost. A fost, sunt de acord, dar iată că ei n-au înaintat niciun candidat la funcția de primar al Chișinăului, dar noi vrem că ei să organizeze careva acțiuni masive. Bun, în fine, eu sunt sigur că cetățenii care n-au putut să iasă alături de Partidul Comuniștilor au ieșit alături de Partidul Socialiștilor. Da. În contextul celor remarcate de către dumneavoastră, unde este patriotismul PCRM-ului în contextul în care, aflându-se la guvernare, promovau un set de valori care, volens, nolens, conțineau și această teză? Eu o spun cu regret, pentru că atunci când liderii, în cazul dat, hai să vorbim direct, este vorba despre Voronin, atunci când el a ajuns în fruntea Republicii Moldova, în funcția de șef de stat, atunci când el avea majoritate parlamentară, atunci când el avea guvernul la îndemână, el a început să gândească mai mult ca politician decât om de stat. Sub ce aspect? În 2003, când s-a pus problema introducerii istoriei Moldovei în școală și limbii moldovenești, Voronin a refuzat să facă acest lucru, pentru că asta va crea conflict cu, pe atunci, Partidul Popular Creștin Democrat. Și el va avea probleme, pentru că vor fi protest și așa mai departe. Deci, în momentele de grea cumpănă, el a dat, a făcut un pas înapoi și nu, de fapt, nu de grea cumpănă, dar în momentele hotărătoare. Și nu i-a ajuns tare de caracter să meargă mai departe și să lese această urmă pozitiv pentru patriotism. Eu, în timpul guvernării pe CRM-ului, în școală am învățat limba și literatura română și istoria universală și istoria românilor. Eu nu pot să mă mândresc cu asta. Sunt mulțumit de fapt că au fost acolo anumiți oameni care au încercat să influențeze totuși cât a fost posibil. De exemplu, domnul Stepaniuc, care a introdus obiectul în școală, se numea pur și simplu istoria. Și el venea cu o abordare nouă, cu o abordare mai amplă decât materialul care era prezentat anterior în cărți. Dar faptul că la nivelul conducerii Partidului Comuniștilor acest lucru a simțit, păi eu nici nu sunt sigur că acolo erau tare mulți patrioți. Doar puteți să vă uitați și la componența etnică birourilor de atunci, și la limbile care, și la limba în care se vorbea cel mai des la adunări și ședințe în cadrul acestui partid. Asta este realitatea. Domnule Ciurea, ce fac ONG-urile? Ce face societatea civilă? Promovează patriotismul sau promovează interesul financiar? Iar în dependență de ce ONG-uri vorbim sau de poziția lor la momentul actual. Cunoaștem cu toții ONG-urile care le-a numărat Dumitru anterior, ODIP, chiar și multe ONG-uri care se declară că sunt independenți, dar noi știm că sunt sub taripa politică. Desigur, ei merg acolo unde suflă banul, cum s-ar spune. Sunt foarte puține ONG-uri care promovează spiritul patriotic și optează pentru bunăstarea cetățenilor și pentru bunăstarea societății. Dar consider că ar trebui, pentru o schimbare bună, să schimbe viziunile oamenilor ONG-urile, dar nu să le creeze careva probleme și dubii pe marginea politică. Domnule Ciurea, dacă vom întreba oamenii care au trăit până la 1990 și ce presupune noțiunea de patriotism pentru ei, eu cred că o bună parte dintrânșii ne vor răspunde că dacă ești cu adevărat un patriot, îți vei da viața pentru țară. Acum, chiar cu riscul de a părea un pic banal, v-aș întreba, astăzi, în Republica Moldova, mai este percepută la fel această noțiune de patriotism? Câți dintre noi ar fi gata să-și dea viața pentru țară? Mie îmi pare că foarte puțini, deoarece valorile s-au schimbat, într-adevăr, și vina o țin cei de la guvernare care au fost chiar și anterior, chiar și acum, și chiar cadrele didactice care predau, spunem așa, un spirit netradiționalist, nemoldovenist, hai să spunem la direct, românesc sau chiar pro-european, care unica, în deoarece sistemul nostru de învățământ nu oferă nicio oportunitate. Eu chiar mă țin minte din clasele a șaptea, când deja vedem lucrurile altfel, se promova un singur gând. Trebuie de plecat de aici, aici nu este nicio șansă, nu avem nici posibilități, nici dorință, nu vrem să facem nimic, ne așteaptă Europa, ne așteaptă banii, acolo trebuie să mergem. Deși unii experți, gen Dorian Fortuna, menționa într-o postare că noi trăim cu 99% mai bine decât oamenii care trăiau pe acest teritoriu 100 de ani în urmă și noi trăim actualmente în Republica Moldova net superior decât 32-3 din populația Pământului. Noi artificial ne se induce această idee că în Republica Moldova totul absolut este eșuat, că aici nu e nicio perspectivă de dezvoltare, că doar plecarea psihoterapie te va salva. De fapt, asta spun oamenii care au pierdut încrederea în sine, sunt oameni care sunt eșuați, sunt oameni care
care n-au depus eforturi ca să ajungă sau să se realizeze și ei încearcă să demoralizeze toți prin prejur doar ca să-și satisfacă ego-ul sau personal. Eu nu salut deloc o asemenea abordare, din contră, consider că noi, iată, ați întrebat anterior despre societatea civilă și ONG-uri. ONG-urile cu asta își trebuie să ocupe. Pe lângă faptul că ei rezolvă, ei trebuie să vină să aducă un suport statului acolo unde statul nu reușește. Da, dar în același timp este un catalizator pentru întreaga societate. Și de idei, bineînțeles, dar noi suntem, ONG-urile sunt acele locuri unde se întâlnesc cu oamenii care nu au fie apartenență politică, fie dorință de a se include în alte organe de stat. Dar atunci când ei depistează o problemă, ei poate să vină pe platforma ONG-urilor și să o soluționeze. Sau singuri, sau să indice statului și statul să o soluționeze. Iată, ați întrebat mai devreme despre dacă noi sărbătorim 27 august, ziua drapelului, ziua suveranității. Vreau să vă pun o întrebare inversă. Dar cetățenii Republicii Moldova vor să sărbătorească ziua independenței? Pentru ei asta este o sărbătoare? Ei cumva se organizează fiecare individual în Ogre sau în Mahala ca să vadă, ca să realizeze din această sărbătoare pentru ei o sărbătoare în primul rând. Nu prea cred. Și mai este încă un moment. Aceți vă aminte cum a fost sărbătorită ziua independenței în 2016. Adică dacă vrei să distrugi această independență și să strici imaginea independenței Republicii Moldova, fă-o așa cum a făcut-o Partidul Democrat în 2016. Organizează piața un concert și pune garță, nu poate nimeri nimeni la el. Toți vor spune că asta este o independență falsă, că nu mai avem nevoie de ea și așa mai departe. Păi noi astăzi ne confruntăm cu o situație destul de complicată în care sistematic și intenționat este distrusă și imaginea țării și valoarea independenței și suveranității țării noastre. Dar noi, ca ONG-uri și ca societate civilă, reușim să organizăm anumite măsuri. Iată, anul acesta noi vom realiza turneul suveranității la 23 iunie, în care am inclus mai mult suburbie municipiului Chișinău și prin intermediul sportului vom promova această valoare a suveranității. Domnule Roibo, dar până la urmă această repulsie, luată în ghilimele de rigoare față de aceste sărbători naționale și față de ceea ce numim noi patriotism, este determinată de aspectul financiar, de nivelul de trai al oamenilor? De zămagiri în clasa politică, iată, vedeți mai multe sintagme într-un șir logic. Un expert din Republica Moldova a spus că noi nu trebuie să luptăm cu unionismul și respectiv nu trebuie să luptăm pentru patriotism prin intermediul ideologiilor, ci prin intermediul economiei. Atunci când Republica Moldova a fost un stat puternic, un stat dezvoltat, atunci când noi eram parte componentă a sistemului industrial sovietic, atunci când noi avem o agricultură puternică, atunci când fiecare om din țara noastră avea un loc garantat de muncă, că noi eram cea mai dens populată țară din Europa, că noi eram grădina floritoare a Uniunii Sovietice, atunci nimeni nu se prea gândea aici că noi probabil trebuie undeva să plecăm, cineva să ne unim, că țara noastră nu e cel mai bun loc. Erau economii care funcționa, erau oameni care aveau de lucru, da, și ei munceau și ei simțeau foarte confortabil în această țară. Atunci, dar astăzi, când... în condițiile Republicii Moldova, 1 milion de concetățeni sunt plecați. Asta este și problema spre care noi trebuie să mergem și să o rezolvăm. Noi am avut parte de politicieni care s-au ocupat în anii 90 pe sub sloganele de renaștere națională, adevăr istoric și pe alte prostii de genul dat. Ei au furat țara. Actualmente noi ne-am trezit într-o situație în care economia noastră este foarte și foarte slabă, în care avem un proces demografic destul de complicat, când oamenii pleacă din țară și noi trebuie să rezolvăm în primul rând problemele economice, ca apoi să strângem roadele în domeniul patriotismului sau ceea ce ați menționat dumneavoastră. Domnule Ciurea, da, societatea noastră este deja destul de matură de a înțelege că ceea ce semănăm astăzi vom cultiva mâine, vom culege mâine, mai bine zis? Eu cred că nu, dar... Rodul indiferenței noastre, mă refer aici, și a pasivității, pentru că asta e. Da, problema moldovenilor, într-adevăr, se ascunde sub pasivitate. Noi avem așa un spirit de răbdător. De răbdat... De toleranță. Da, nici nu știu dacă e de toleranță, mai mult de răbdare, că știți cum, când vine perioada electorală întotdeauna, ei, mai încercăm odată, mai votăm, poate s-ar schimba, poate cumva situația a merge spre bine, dar de obicei niciodată lucrurile nu se schimbă. Și apropo, în contextul șomajului, am vrut să adaug câteva cuvinte vis-a-vis de tema anterioară. Este organizația internațională de încadrare în câmpul muncii în rândul tinerilor. Este organizația internațională care a făcut un sondaj din 2012 până în 2016. În Uniunea Europeană, fiecare a cincea persoană este șomer. Iar în Republica Moldova, fiecare a șaptea, în rândul tinerilor. Tinerii, mă refer persoanele care cuprind vârsta între 16 și 30 de ani. Și vreau să spun că decalajul nu este atât de mare comparativ cu așa un teritoriu vast.
La noi este o problemă, o problemă catastrofală, dacă se poate așa de spus. Este o problemă de sistem și în domeniul economic. Rezultatul bunei guvernări, noi cu toții cunoaștem că este, sunt locurile de muncă. Cât mai mult locuri de muncă, cât rezultat, atât de eficient este sistemul și guvernarea. Spune întrebarea, chiar am avut ocazia cu 2 săptămâni urmă să asist la niște dezbateri care am întrebat care este procentajul a locurilor de muncă create în ultimii 2 ani, la care un specialist în domeniu nici nu mi-a răspuns. I-am spus că procentajul a scăzut cu 3-4%, la care dumnealui nu, că nu este drept și așa mai departe. Guvernarea mereu va încerca să-și acopere neajunsuri. Domnul Ciurea, dumneavoastră vorbiți despre o realitate pe care noi fiecare cetățean o sesizăm. Dar eu vreau să vorbim despre faptul când, din punct de vedere teoretic, cel puțin al științelor politice, dar și a relațiilor internaționale în același context, fiecare cetățean are dreptul de a-și trece la tablă deputatul, partidul, clasa politică. De ce noi nu o facem? Noi, până la urmă, îi delegăm într-o anumită funcție. Eu cred că este o lipsă, într-adevăr, de dorință și lipsa, poate, calificativului, dacă se poate așa de spus. Că toți candidații care noi desuri alegem, ei chiar nu corespund cerințelor și nici nu au capacitatea de a schimba multe lucruri. Domnule Roibu, ce facem noi? Noi ducem în Parlament, iarăși în ghilimele de rigoare, și uităm de ei pentru 4 ani de zile până vin să ne facă alte promisiuni? Evident că nu. În cadrul activității mele la Mișcarea Tineret Urmașilor Ștefan, noi în ultimii un an jumate, cred că am realizat câteva proteste la instituții de stat, ceea ce înseamnă că noi nu lăsăm pe ei să activeze din capul lor, dar atunci când este cazul, noi ieșim și cerem de la ei să fie mai responsabili sau mai atenți cel puțin în activitatea lor. Noi desigur ne adresăm instituțiilor de stat atunci când depistăm vreo anumită greșeală. Eu am să vă duc aminte că în urma activității noastre a fost eliberat din funcția de ministru și pus sub arest Iuri Kirinciuc, fostul ministru a transporturilor din partea Partidului Liberal, și în urma activității noastre a fost anulat ordinul cu privire la gropile din Prumuț, semnat și de Valeriu Munteanu și de Iuri Kirinciuc. Adică atunci când ONG-urile au într-adevăr dorință, ei pot să intervină și să soluționeze anumite probleme doar dacă este această adevărată responsabilitate. Cei ce sunt de politicieni și deputați și care vin la noi, da, clasa politică care vin la noi în campania electorală, eu, pe lângă faptul că observ că deseori oamenii se tem să iasă la întâlniri electorale și ies la întâlniri electorale doar cu partidul sau cu persoana pe care el o acceptă și vrea să o voteze, nu acceptă să iasă la întâlniri electorale cu alți candidați, eu salut ideea că oamenii merg la întâlniri cu oricine și indiferent, chesti din guvernare sau din opoziție, dacă chesti din guvernare, întreabă, spune interruptiv cu ultimii 4 ani în domeniile în care tu spui că ai să faci în următorii 4. Ce ți-a încurcat ți-ai 4 ani în urmă să realizezi tot ceea ce spui acum? Sau dacă ești din opoziție, atunci încerci să privești mai pragmatic. Noi deseori avem politicieni care vin cu populism, iată, schimbăm culoarea drapelului sau schimbăm drapelul Moldovei pe drapelul României și în Republica Moldova dispar toate problemele. Facem, transformăm din Republica Moldova un subiect a Federației Ruse și noi automat vom trăi cel mai bine din lume. Da, și atunci când începi spui niște întrebări destul de logice la aceste persoane, să întrebi, dar de unde bani, dar aveți voi oameni care se ocupă de asta. Nu de altă, dar noi avem partide care au 30% în sondaje, dar de fapt au 3 oameni în cruce care nu ajung pentru a-i pune în funcțiile respective. Când pui asemenea întrebări, atunci oamenii deja prind la curaj în jur. Este un soi de activism civic. Tot dacă da, dar se ajunge în albia ce numim noi cultură politică. Avem noi, moldovenii, cultură politică suficientă? Cu regret constat că încă nu. Este argumentul, uitați-vă, n-am să dau numele, dar un deputat din Partidul Democrat mergea câteva săptămâni în urmă și împărța ciuboțele de gumă. Da, de gumă prin sate. Asta e cam este nivelul culturii politice în satele din Republica Moldova. Dar sunt, bineînțeles, și oameni, și organizații, și mișcări care promovează o altă abordare pe care nu interesează cadourile, ciuboțelele, nu interesează să vie Sergiu Sârbu de la Democrație vopsească poarta cu vopsea, care vin cu abordare destul de sănătoasă și cer responsabilitate de la acești politicieni. Ei sunt mai mult concentrați și în Chișinău, și în Bălți, și în alte orașe, dar eu sunt sigur că asta este un trend. Ați ajuns în albia întrebării pe care vreau să o acord domnului Ciurea. S-ar părea că Republica Moldova este orașul Chișinău, doar toate acțiunile au loc aici, proteste, tot felul de întruniri și așa mai departe. Dumneavoastră, în calitate de activist
servici civic. Cum vedeți starea de lucruri în raioane, în sate? Se ajunge acolo? Penetrează informația toate straturile sociale? Cu păreri de rău, migrația se face evident, într-adevăr. Vedem o circulație masivă a populației din nordul, din sudul Republicii spre centru și, într-adevăr, informația deseori nu se face văzută și auzită în raioanele din Republica Moldova. Dar mai avem și activiști civici acolo, nu știu, de exemplu în Chișcăreni, primul care îmi vine în gând. Avem, da, siguranță. Dar cu siguranță putem să spunem următoarele, că ei nu sunt într-atât de vizibili cum ăștia din centru și poate deseori nu au toate instrumentele necesare pentru a activa în regiunea dată. Domnule Roibel, știu că aveți mai multe proiecte cu tineri, nu doar din hotarele Republicii Moldova. Cum percep colegii dumneavoastră, mă refer aici, colegi de UNG-uri, problema patriotică, problema identității naționale, problema teritorială în ultimă instanță? Vreau să vă spun că avem suportul total din partea colegilor din alte UNG-uri și umbrele de organizații de peste hotare, este vorba și de parteneriatul estic și Uniunea Europeană și fosta Uniunii Sovietică, în care toți necondiționați susțin independența, integritatea teritorială a Republicii Moldova, identitatea noastră. Eu peste tot unde mă duc, eu nu aud atunci când se vorbește despre identitatea noastră, eu nu aud limba română, dar aud limba moldovenească. E drept că unii de persoane din Belarus, de exemplu, care nu s-au ciocnit în genere cu acest sintagm, eu pronunț puțin diferit, dar ca context, ea este absolut moldovenească și limba și națiunea și țara, absolut tot. Ceea ce este foarte plăcut, că noi avem suportul din afară, cu excepția colegilor de România, pentru că acolo și nici nu pot stare mult să învinuiești, pentru că înțeleg că ei tot au trecut pentru un sistem educațional în care li s-a accentuat faptul că toți noi vorbitorii acestei limbi suntem români absolut, de fapt nu este așa. Și exemplul altor țări o demonstrează. Atunci când ei vin la noi, atât mine totdeauna mă interesează cum percepe Republica Moldova atunci când ei vin în țara noastră. Și am să vă spun că pe an, cel puțin 50 de persoane de peste hotare la inițiativa noastră ajung în Republica Moldova și trec aici câteva zile. Ei văd Republica Moldova ca pe o țară foarte liniștită, foarte calmă. O țară călduroasă și primitoare în care unii sunt șocați că poți să mergi la piață și să cumperi cu 3 kg, cu 3 lei un kilogram din piersici. În timp ce la ei în țara asta costă 3 euro, mult mai mult. Ei nu înțeleg cum poate în țara noastră o tortă să aibă, de exemplu, un termen de valabilitate de 4 zile și nu de o lună, așa cum este la ei în țară. Da? Ei rămân impresionați de calitatea produselor noastre, de bunătatea oamenilor noștri și de faptul că noi, fiind o țară atât de mică, noi avem posibilitatea să ne rezolvăm problemele noastre astfel încât să devenim un punct foarte, foarte atractiv pentru Europa. Dacă nu ar fi interesele meschine și interesele de grup, care la un moment predomină situația din țara noastră, și asta eu o spun cu regret. Domnule Roibu, dumneavoastră acum vorbiți de partea bună sau partea frumoasă a lucrurilor. Dar cum percep ei drumurile noastre atunci când merg cu automobilul? Cum percep ei, nu știu, cozile interminabile pentru anumite produse într-o localitate? Nu mai știu, alte probleme cu care noi ne confruntăm zilnic și pe noi ne irită uneori lucrul ăsta. Noi nu putem să fugim de anumite realități. De exemplu, pe cineva nu aranjează calitatea apei potabile din țara noastră, dar noi nu putem, noi nu avem alte izvoare. Noi de trebuie doar, noi doar ne resemnăm. Ce sunt de calitatea drumurilor, sunt niște realități obiective care predispun ca drumurile noi să distrugă, dar ceea ce ține de felul în care ele se repară și cum prin asta se fură bani și cum firmele conexe care construiesc drumuri, conexii inclusiv și lui Băsescu și lui Chirtoacă, au furat Chișinău de milioane de lei atunci când au construit câteva străzi în capitală și ele astăzi apropo sunt distruse. Bineînțeles că aici sunt întrebări. Atunci când ați spus de cum privesc drumurile noastre, vreau să întreb cine, de exemplu ucrainenii, pentru că la ei este o situație mult mai grea, dar asta nu este exemplul la care noi trebuie să ne egalăm. Noi trebuie să înțelegem că atunci când, dacă noi vrem drumuri într-adevăr, noi trebuie să fim responsabili și de calitatea drumurilor din preajma noastră. Iată, câți din cetățenii noștri scriu demersuri la primăriile lor locale sau orășenești să fie reparată în anumite porțiuni pentru că ea este distrusă. Da. Eu la asta îndemn. Domnul Ciurea, atunci când aveți tot felul de întruniri cu colegi atât din țară cât și de peste hotare, dar în mod special aici m-aș axa pe cei de peste hotare, care este cartea de vizită pe care încercați să o prezentați fiind acolo, nu știu, în Ucraina, Federația Rusă, România și așa mai departe? Prin ce se identifică Republica Moldova? În primul rând, prin tradițiile noastre și valorile. Desigur, noi încercăm
încercăm și chiar le demonstrăm că dansurile noastre este o carte de vizită a poporului moldovenesc. Atât din partea asta mai face parte și bucătăria noastră tradițională și ei cunosc cu toții că moldovenii sunt niște persoane, să spunem așa, sufletești, dacă se poate așa de spus, buni, întotdeauna înțelegători și cu părere de rău, da, desori acceptăm multe idei năstrușnice. Mă refer la faptul politic, când acceptăm fel de fel de idei că așteptăm un lider sau așteptăm un specialist din exterior. Dar nu vi s-a reproșat niciodată că, iată, fiind reprezentant a Republicii Moldova, suntem prea toleranți, nu încercăm să facem o schimbare care ne este în putere, nu ne manifestăm certitudinea sau fermitatea în raport cu ceea ce se întâmplă? Da, în contextul ăsta am vrut să ating un subiect foarte, foarte important. Am avut ocazie să particip la un proiect internațional Erasmus Plus în care niște colegi de-ai mei aduceau tema discuției unirea și că în Republica Moldova nu sunt specialiști, nu sunt cadri cu perspectivă sau cu careva studii în domeniu de a schimba situația. De asta ar fi, adică, oportun schimbarea, numai unirea și așa mai departe. Și când este o rușine când o persoană din exterior te întreabă pe tine sau persoana în cauză, dar care sunt oportunitățile, dar care sunt finanțele? Și când se începe discuția despre despre aspectele astea concrete, da, cu drumurile, da, cu bugetul, da, nu știu, tren, Iași, Chișinău și așa mai departe, și nu știu, dar sperăm ca să fie mai bine. Domnule Roibu, cred că mai avem vreo 4 minute în cadrul acestei emisiuni. Pe final, nu pot să nu vă întreb de unde noi trebuie să începem a schimba mecanismul, ce nu funcționează în tot ceea ce se numește cultivarea valorilor patriotice și nemijlocit manifestarea lor, pentru că alții ar putea să ne zică că este o stare interioară pe care eu ne-o manifest doar în anumite condiții, anumite situații. Eu n-aș spune de unde trebuie să înceapă patriotismul, eu aș spune de la cine trebuie să înceapă patriotismul. Dar patriotismul trebuie să înceapă de la noi, de la fiecare din noi. Iată, mergând prin Chișinău și văzând semnalele rutiere pe care sunt amplasate mesaje unioniste. Iată, cetățenii care ne privesc acum, de câte ori ați scris plângeri la poliție pe organizațiile care fac acest lucru? Pentru că acolo clar scrie și care organizații face lucrul respectiv. Nu vreau să vedeți exemple bune. Dar atunci când vedeți o persoană care intră în școală și face propagandă politică în folosul unui partid, care nu exprimă punctul de vedere patriotic, iată, cine merge să facă, să depună demersuri la poliție, la Ministerul Educației, ca să obțină un rezultat în acest caz? Nu prea să vedeți. Patriotismul este ceea ce ar trebui să ne miște pe noi. Până în ziua de azi, eu nu văd o mișcare patriotică destul de puternică în țara noastră. Deși asta urmează să se întâmple, evident. Eu cred că fiecare cetățean din noi trebuie să-și conștientizeze rolul lui, chiar dacă el este patriot sau nu, dar să înțeleagă că patriotismul pentru noi înseamnă pur și simplu o viață mai bună. Domnule Roibu, noi discutam, dacă nu mă înșel memoria, chiar în acest studio, un raport cu mișcările astea unioniste, uh-huh, care pun sub semnul întrebării existența Republicii Moldova ca și stat. De această dată vreau să vă întreb, poate este cazul să îmblăm și la cadrul legislativ pentru a penaliza. Am asistat la discuții, inițiative din partea chiar președintelui țării. Da, eu sunt de acord cu acest lucru. Eu cred că proiectele care sunt finanțate de psihotari, ele trebuie să treacă o anumită expertiză pentru ce se vor cheltui acești bani. Noi trebuie să înțelegem că atunci când noi vorbim despre Republica Moldova, nu trebuie să prevaleze interesul economic, nu trebuie să prevaleze interesul național. Dacă este interesul național, dar el este, de dezvoltarea independenței și suveranității, atunci câteva zeci de mii de euro pentru un ONG, ca el să realizeze un proiect, nu știu care perioadă, asta trebuie să fie interzis și banii respectiv trebuie să treacă un control suplimentar. Sunt anumite proiecte azi care îmi își întreabă fiecare, vreți unire, nu vreți unire, și ei vor să arate că este un număr impunător de oameni care doresc unirea în țara noastră. Trebuie de văzut cât costă acest proiect și cu ce ocazie el se realizează în țara noastră. Dar noi putem să ne ducem să facem un proiect în România? Sunteți pentru existența României sau nu? Sau în Transilvania? Vreți unire cu Ungaria sau nu? Iată, noi am fi primiți acolo cu același succes. Deci la noi acest lucru se poate. Sunteți și reprezentantul societății civile pe lângă președintele Republicii Moldova. O ultimă inițiativă, dacă mă înșel memoria, chiar de săptămâna trecută, a fost promovarea drapelului istoric al lui Ștefan cel Mare. Comisia de Heraldică a aprobat. Până la urmă urmează să ajungă în toate satele, cer scuze, și școlile noastre?
să contribuim în contextul ceea ce vorbim despre păstrarea statalității și promovarea patriotismului. În primul rând, pentru că au apărut mai multe discuții, noi avem mai multe variante de drapel istoric, așa cum noi îl înțelegem sau așa cum cineva l-a făcut. Da? Sunt variantele stilizate, sunt variantele originale. Varianta la care s-a ajuns prin cadrul Comisiei Naționale de Heraldică este varianta cea mai aproape de adevăr, da? De varianta istorică. Și la inițiativa președintelui, drapelul istoric și drapelul de stat vor fi distribuite în toate satele din Republica Moldova, nu în școli, încă nu în școli. Da. Dar inițiativa este una salutabilă din partea mea cel puțin, pentru că eu cunosc mai multe state din Uniunea Europeană, din lume în general, care pe lângă drapelul oficial de stat au și drapelul istoric. Capul de zimbru sau de bouri este ceea ce ne reprezintă pe noi în aspect istoric și este inițiativă foarte bună. Domnilor invitații, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă mai aștept și cu alte ocazii pe marginea diferitor probleme. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc în numele întregii echipe. O seară bună să aveți!